datorită suferinței lui, tot ce se poate ca unul din urmași, copiii, nepoți, strănepoți, să preia și să facă ori același lucru, ori să creeze un alt simptom ca să echilibreze cumva lucrurile. Și atunci păstrăm în noi, purtăm în noi povara familiei. De ce facem asta dintr-o iubire și o lealitate teribilă față de ei? Pot să-mi Raportat la... imaginez că e foarte greu asta pentru tine. Nu știu cum să fac o legătură directă între evenimente, dar probabil că are un impact asupra mea. Deseori un impact major, cei din pierduți înainte, cei mai mari pierduți, pentru că vin cu povara faptului că vin pe un loc al morții, cumva. Și cu vinovăția, eu sunt în viață și voi nu. Eu, la momentul respectiv, aveam o alergie care o purtam cu mine de vreo 12 ani, o alergie foarte, foarte puternică, care avansa an de an, era tot mai gravă. Gravă, vreau să te gândești la, știu eu, șocuri anafilactice, umbleam cu fiola de intravenos la mine și așa mai departe. Și acolo a fost suficientă jumătate de oră de discuție cu o domnișoară psiholog ca să fac niște conexiuni care porneau conexiuni din viața mea de undeva de pe la 6-7 luni ai mei. Acolo au început lucrurile și s-au activat în niște momente. Și a fost suficient jumătate de oră ca să pot să leg lucrurile și să scap de acea alergie. E filmul nostru mental care îmi dă trăirile, nu realitatea în sine. Trăirile noastre nu sunt ca urmare a ceea ce se întâmplă la trigger-ul, ci ca urmare a felului în care eu percep și analizez informația care se întâmplă. Pot să iei ca exemplu un copilaș de 2 ani care, nu știu, își vede, poate vede pe cineva că cade, că îi se face rău, nu știe ce se întâmplă, că încă nu are informația asta și doar privește. Nu știe ce e acolo. Emoțiile astea, ele rămân undeva în corp, sub formă de, hai să zicem, ca și strangulări ale corpului sau tensiuni ale corpului. În momentul în care mintea mea spune, trebuie să iau locul întâi, trebuie să iau locul întâi și nu pot, și nu pot, și uite, ăla o ia înaintea mea, asta îmi dă o oarecare contractură, așa cum spuneam, da? În anumite zone, care contractură nu mă ajută exact la mișcările pe care am nevoie să le fac, nu știu, că-i tenis, că-i not, că-i nu știu Asta ce. chiar e adevărat. Și tare m-aș bucura ca lumea să audă lucrul ăsta. Îmi trebuie sport în partea de sus, deschidere. Aici sunt trăirile. Nu mi-ajunge bicicleta, de exemplu, mi spun da, fac bicicletă. Este extraordinar pentru corp, pentru cardio, pentru faptul că ești în natură, este fantastic, dar partea asta stă așa, care din nou e specifică anxietății, specifică depresiei, în Exact. funcție de cum stai. Și avem nevoie de deschidere aici. Că-i not, că-i gimnastică, că-i puneți 10 minute de ceva muzică care îți place acasă și țopă-i o cu mâinile așa. Înainte de a începe, vreau să menționez faptul că acest episod este făcut cu sprijinul Lions Cage, brandul pe care l-am înființat în 2017 ca sală de CrossFit și pe care l-am transformat în anul 2022 într-un brand de haine și accesorii. Misiunea Lions Cage este de a servi indivizii flămânzi cu inimă de leu în realizarea obiectivelor și automat în atingerea măreției lor. Intră pe www.lionscage.store ca să afli mai multe despre noi și pentru a putea cumpăra produsele noastre. Găsești linkul mai jos în descrierea videoclipului. Mulțumesc și vizionare plăcută! Salutare și bine ai venit la Robert Dobai Show, podcastul care are misiunea de a obține și de a împărtăși informații valoroase de la oameni de succes și specialiști în diferite domenii. Acum suntem alături de Lidia Cotoșman, care este Master Trainer NLP, coach, psihoterapeut și facilitator de constelații familiale. Tot ea este fondatoarea Psiholistart, centrul de dezvoltare personală cu sediul în Timișoara. Lidia, mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc, Robert. M-am uitat peste site-ul tău, psiholistart.ro, și acolo am văzut claim-ul care spune magia culorilor din viața ta. Îmi poți spune tu ce înseamnă? Ideea Psiholistart a venit în jurul dezvoltării personale, evident,
Doar că nu am vrut să fie doar o dezvoltare personală din punct de vedere psihologic, ci m-am dus pe mai multe direcții. Asta înseamnă că am vrut cumva să aduc și partea asta de spiritualitate și, de ce nu, și partea de corp. Sigur, nu mă ocup eu de bucățica asta, dar în drum spre partea asta. De ce magie? Păi, în primul rând, magie. Pentru faptul că vreau să spun că avem magie în noi. În sensul că în momentul în care poți să conectezi lucrurile astea, minte, corp, spirit, și în momentul în care poți să rămâi centrat, poți să creezi magie, de-a dreptul. Adică, cu adevărat, să respecti sloganul ăla cu tu-ți creezi viața, așa se întâmplă. Culorile din viața ta, de unde vine? Vine din ideea de a aduce viață, efectiv, în viața ta. Și când spun asta, mă refer la faptul că uneori nu simțim că suntem în viață. Suntem așa pe pilot automat, suntem niște mici roboței, mergem la job, ne trezim, mergem la job, ne facem treaba, mergem la cumpărături, venim acasă, ne batem nevasta, bem o bere și cu asta am terminat cu ziua respectivă. Și cumva suntem duși așa de val, unii, din fericire, unii după câțiva ani își dau seama și se întreabă, hei, ce-i cu mine? Alții nu își dau seama și așa o continuă. Și asta se întâmplă din cauza faptului că cumva nu sunt în contact în urmă cu corpul lor, cu inima lor. De a ști de aici cum să-mi trăiesc viața, nu de aici sau nu din ce îmi spune societatea. Are sens pentru tine? Da. Este... Eu îmi făceam o idee în capul meu ca și cum ai trăi aceeași ce ai spus tu pe pilot automat, ca și cum ai trăi aceeași viață fiecare zi, același lucru, ca un avion care merge în derivă fără să aibă un obiectiv, merge pe pilot automat, nu știe unde trebuie să coboare, când trebuie să se ridice. Cumva, da. Și ceva de genul ăsta. Și pe lângă asta și ca avionul de lângă, în sensul că mergem așa cum merge lumea, societatea. Ce face vecinul, ce fac prietenii, aia fac și eu. Fără să mai pun întrebarea, eu sunt din povestea asta sau nu? Da, asta cu zidul pe care rezemăm scara, așa îmi place mie să fac analogia asta, pentru că eu cred că fiecare dintre noi am ajuns, cel puțin măcar o dată în viață, să ne punem întrebarea, bă, oare chiar am scara pusă și urc pe zidul care trebuie sau așa a vrut altcineva sau... Da, așa este. Tot pe PsiHolyStart, eu am văzut că tu oferi foarte multe cursuri și am scris, am notat câteva dintre ele, cum ar fi tabără de NLP, workshop de constelații familiale, NLP practitioner, școală de reprogramare mentală, program de activare a puterii personale, tabără de dezvoltare personală pentru adolescenți, o sumedenie de activități și am rămas impresionat. Vreau să te rog să-mi povestești tu mai multe despre activitatea ta, despre ce presupune ea. Hai să o structurez așa. Lucrul cu care a început PsiHolyStart a fost, inițial erau atelierele de dezvoltare personală care în momentul de față nu sunt pe site și care erau niște întâlniri săptămânare de lucru. Și partea de formare în NLP, de programare neurolingvistică, ca și practitioner, și asta înseamnă 7 luni de câte un modul pe lună, apoi masterul, care nu apare acum pe site, care sunt încă 7 module de lunare, modul însemnând un weekend de lucru, și care... Desigur că e o bază foarte solidă pentru o dezvoltare personală, în sensul că pornim de la zero, omul nu știe nimic și începem de la emoții, de la ce se întâmplă în mintea ta, de ce faci anumite lucruri și începem să schimbăm anumite reacții pe care
le ai nepotrivite, să te aducem la congruența personală sau la acea aliniere interioară, dacă vrei, în care să poți să fii tu în diversele contexte, să ștergem lucruri care au fost din trecut, să ștergem moduri de reacție pe care nu le mai vrei sau care nu-s potrivite și aici eventual blocaj sau că nu poți să spui nu sau nu ai încredere în tine sau momente de anxietate sau de teamă de a te trage înapoi. Și sigur că culminăm așa cu a șterge lucruri care s-au întâmplat în trecut, cu a șterge convingeri care sunt inconștiente deseori, convingeri care nu îți permit să ajungi acolo unde vrei să ajungi, și a crea obiective și a ne îndrepta spre el. E un curs NLP Practitioner, un curs destul de vast, concret, dacă vrei, experiențial, pentru că totul se exersează, se lucrează individual, adică nu batem doar câmpii teoretic, ci efectiv lucrăm. Un curs, eu spun, transformator, foarte transformator, de-a dreptul transformator maxim. De ce? Pentru că oamenii schimbă inclusiv fizionomia de când încep și până termină. Și la master culminează povestea asta. Și ce înseamnă că schimbă fizionomia? Schimbând modul de gândire, practic începe să se schimbe și corpul. Adică să renunți la limitele pe care le ai și să ajungi acolo unde vrei. Oamenii mă întreabă, bun, unde să ajung? Unde vrei tu? Pentru că eu nu o să spun dezvoltă partea profesională sau dezvoltă partea personală sau relațiile de cuplu sau de prietenie sau pe care le ai, ci tu dobândești resurse și scoți din tine resurse ca să dezvolți orice vrei din toate astea. Unde avantajul sau diferențierea pe care aș face-o în ceea ce privește cursul ăsta față de colegi de-ai mei, sigur că sunt mulți pe piață, e practica mea psihoterapeutică, care are ca bază formarea în hipnoză. Au fost câțiva ani de formare în hipnoză și atunci, desigur, tendința mea este aceea de intervenție sau de efectiv de a face schimbare la curs, nu doar de a-ți da niște tehnici cu care să lucrezi, ci de a face intervenții pe perioada acelor 7 luni de practitioner sau 7 luni de master. Ăsta a fost mult timp cursul de bază, pe lângă el sigur că s-au construit tabere care vin cu idei suplimentare, cu teme suplimentare, știu eu, copilul interior sau lucru cu umbra sau lucru pe relații sau ne-am dus chiar în direcția asta, hai să zicem, un pic mai spirituală, nu am pretenția de a fi un maestru spiritual, ci de a deschide ușa sau a fi spre granița cu partea asta spirituală și am avut inclusiv tabere în care am lucrat pe partea energetică, de a îmbina partea asta energetică cu cele 7 chakre și cu problematicile psihologice care derivă de acolo sau cum se îmbină ele și în toate vezi, e legătura asta minte-corp întotdeauna. Ăsta a fost cursul de bază pentru multă vreme, nu numai Timișoara, ci multe orașe din țară. Apoi a venit, mă rog, am deschis eu, pentru că sigur că în tot timpul ăsta, de când profesez în fiecare an, mă pregătesc și eu la rândul meu și fac cursuri și fac cursuri și fac cursuri și e una din marile mele plăceri să învăț. Și am virat destul de mult pe zona asta a constelațiilor familiale, care e dincolo de ce poate să înțeleagă mintea. E într-un fel lucru cu propria persoană referitor la tot ce înseamnă familie, la tot ce înseamnă a prelua genetic sau, dacă vrei, sau a prelua poverile familiei, în sensul că, spre exemplu, dacă, nu știu, străbunicul a avut parte de o, nu știu, război sau o pierdere financiară, datorită suferinței lui, tot ce se poate ca unul din urmași, copiii, nepoți, strănepoți, să preia și să facă ori același lucru, ori să creeze un alt simptom ca să echilibreze cumva lucrurile. Și atunci păstrăm în noi, purtăm în noi povara familiei, de ce facem asta dintr-o iubire și o lealitate teribilă față de ei. Asta nu ne învață în școală.
Și asta e motivul pentru care nu am virat, că sigur că practitionerul va rămâne sau NLP-ul va rămâne o activitate de bază, dar m-am dus înspre constelațiile familiale pentru că vin și completează sau merg mai profund în lucru cu persoanele, inclusiv în cabinet, și aici putem să lucrăm cu păpuși sau cu imagerie ghidată sau în sală sau în workshop-uri în care mergem dincolo de ce spune mintea și care de-a dreptul sunt magice, în sensul că mintea uneori zice, what, ce se întâmplă aici? Parcă ar fi voodoo, și nu e niciun voodoo, ci e doar deschiderea sufletului sau a fi atent la ce e în sufletul tău, pentru că le purtăm cu noi. Apoi a venit pandemia și asta m-a determinat foarte tare să ies în activitatea online. O doream de mult, dar n-am găsit timp niciodată pentru asta și, ca să spun drept, mă temeam să vin în fața camerei. Aveam probleme atunci. Pandemia cumva mi-a dat piciorul în fund să pot să fac lucrul ăsta. Și atunci am creat din, mă rog, primele săptămâni, am meditat foarte mult, am stat foarte mult cu mine, ce avem de făcut, în ce parte o luăm noi ca eu, ca om, noi ca și echipă sau ca oameni, ca omenire, unde ne ducem, și mi s-a părut așa că e un fel de picior în fund pentru umanitatea asta, să ne schimbăm puțin direcția. Și atunci am creat programul ăsta, Școala de Reprogramare Mentală, care eu zic că e un program extraordinar de profund și de bun, care se bazează pe meditații ghidate. Adică eu vin și spun niște teorii de ce faci anumite lucruri, după care tu nu trebuie decât să urmărești niște lucruri și să faci meditații dimineața, meditații seara și vreme de 7 săptămâni să construim. De unde construim? De la a învăța să dormi mai bine sau să fii mai în prezent și până la a trăi cumva sentimentul de apartenență, că nu ești singur pe planeta asta. Asta e Școala de Reprogramare Mentală. Și apoi, desigur, sunt workshop-urile de constelații familiale, care sunt câte 2 zile de regulă și în care ne adunăm un grup de oameni care într-un anumit moment simt ei că fac parte din ceea ce se va lucra acolo. Sufletul știe întotdeauna când alegi, vreau să mă duc la asta. Și în care se întâmplă magie. Eu când mă gândeam la dezvoltarea personală și neavând studii de psihologie, am mai auzit, m-am mai documentat și niciodată nu m-am gândit că se poate merge mai departe de părinți cu traumele. Adică am mai auzit odată, dar am... Nu, pentru mine, neavând cunoștințele și studiul necesar, a fost prea mult. Și eu tot timpul când am identificat la mine o problemă, am încercat să o raportez la familia mea, la părinții mei, la profesori chiar, la bunici, să spun că și ei au fost în contact direct cu mine când am crescut. Dar niciodată nu mă gândeam la persoanele atât de îndepărtate. Asta mă fascinează tare mult și cred că e foarte greu. Cred că dacă vrei să faci singur lucrul ăsta, e imposibil. Da, cumva singur nu poți să faci. Ce poți să faci, asta recomand. Fă-ți arborele genealogic. Atâta vreme cât mai ai pe cine întreba, întreabă. Ce-a fost cu bunicii? Care povestea bunicii, bunicului, străbunicii, vreo mătușă? Ce s-a întâmplat cu ei? Și așa, ca să se explic foarte, foarte pe scurt, pot să imaginez că, nu știu, dacă străbunica, să zicem că a avut o problemă și a pierdut un copil, că mureau copiii la vremea aia, sau mureau imediat la naștere, sau poate sarcină pierdută, sau mureau la câțiva anișori, din diverse motive. Ea mergea mai departe, că n-avea încotro, că mai avea nu știu câți copii pe lângă. Dar sufletul ei era țăndări. Da? Și atunci vine copilul, vine nepotul și așa mai departe, care cumva simte suferința bunicii și o parte din el spune,
Știi, las eu o parte din mine acolo cu suferința ta, numai tu să fii fericită. Și atunci nepotul strănepotul se rupe el în bucăți și lasă o bucată acolo cu povestea aia. Ce facem în constelație, doar aducem povestea la vedere, să o acceptăm, da, asta face parte din familia noastră. Și atunci iese cu lacrimi, iese cu plâns, cu suferință, cu... După care, sigur că dăm niște fraze, le numim fraze vindecătoare, în care dăm un loc acelei povești sau acelor oameni care acolo au suferit sau acelor copii pierduți sau inclusiv avorturi, dacă vrei, sau, știu, pierderi. Mă, ca să nu mai spun că, inclusiv dacă, nu știu, bunicul, străbunicul o fi avut vreo amantă de care nu s-o știu nimeni, și ea face parte. Și ei trebuie, pe ea trebuie să o onorez, că da, face parte, eu sunt ce sunt, pentru că toți ei au fost cum au fost. Și e esențial să poți să-i onorezi. Asta, din nou, nu ne învață în școală, că e important, indiferent cum a fost părintele sau indiferent cum a fost bunicul, sunt cazuri în care nu au fost chiar cum ai fi vrut să fie. Important să-i onorăm. Mulțumesc pentru faptul că mi-au dat viață. Mama mea mi-a spus că înainte de mine a pierdut 3 sarcini. Eu am fost al 4-lea și doctorul i-a spus nu mai încerca că îți riști viața. Și a zis, nu-mi pasă, eu o să încerc în continuare și am ieșit eu. Iar apoi sora mea la 3 ani jumate, fără probleme. Raportat poți să-mi imaginez la... că e foarte greu asta pentru tine. Nu știu cum să fac o legătură directă între evenimente, dar probabil că are un impact. Asupra mea. Deseori un impact major. Cei din pierduți înainte, cei mai mari pierduți. Pentru că vin cu povara faptului că vin pe un loc al morții, cumva. Și cu vinovăția eu sunt în viață și voi nu. Dacă vrei, o să lucrăm pe lucrul ăsta. Nu vreau să intrăm acum acolo, că poate să producă foarte multe emoții. Da, e în regulă. Chiar apreciez. Vreau să te întreb cum ai ajuns tu să faci meseria asta și dacă te-a influențat copilăria ta în alegerea meseriei tale. Pentru că eu am văzut un film, un documentar al lui Tony Robbins, în care povestea că faptul că mama lui l-a abuzat în copilărie l-a făcut să ajungă cine e asta. E el astăzi, i-a dat puterea asta, i-a dat direcția asta. Bă, ca să spun drept, desigur că tot ceea ce suntem, suntem datorită poveștii. Că povestea a fost urâtă, că a fost frumoasă, a contribuit la ceea ce suntem acum. Într-un mod rău, nu neapărat, sau copilăria m-a influențat, nu neapărat într-un mod rău, sau suferind acolo, dar ulterior, și asta chiar acum în ultimii ani m-am gândit la lucrul ăsta, hei, stai că eu de fapt când eram copil, una din marile mele plăceri era să mă joc de învățătoarea sau profesoară. Adunam inițial păpușile și le făceam caietele și creionele și le predam acolo de neadevărat. Și după aia fetițele din zonă le puneam, le scriam pe o tablă, pe o ușă care am vopsit-o noi să fie o tablă și le predam acolo și asta a fost una din jocurile care mie îmi plăceau. Ca acum câțiva ani să mă gândesc că, uite, partea asta de lucru cu grupul sau de a preda, nu țin neapărat să spun că predau, nu predau neapărat, acest training pe care eu îl fac e mai mult împărtășire, dar e cu grupul și acolo îmi găsesc o satisfacție cea mai mare când lucrez cu grupul și da, posibil să vină de atunci. Acum că atunci am pus bazele și acum mă duc sau atunci știam ceva din mine că asta trebuie să fac, să lucrez cu oameni, n-aș putea să spun care e înainte, ou sau găina sau ce s-a întâmplat. Dar asta a fost unul din lucruri. Un alt lucru important a fost acela că am un frate mai mare în care sigur că era foarte mare concurență între noi, nu știu dacă o concurență reală, nu era o concurență reală, dar el cumva desigur că se simțea afectat așa de
sora lui mai mică care venise să ia iubirea părinților și care, na, sigur că se mă mai muțăream sau eu știu ce, cum mă mățăiam și mi-obțineam mai mult decât el, că așa sunt fetițele. Și el avea frustrarea asta, că uite, asta obține tot ce vrea, și eu aveam frustrarea că el e mai mare și el era așa ținut în slăv, că el e deștept, că el e fantastic, că el e un copil extraordinar, și asta era o mare presiune pe mine să pot să-l ajung. Ori la vârstele alea, 4 ani era enorm, diferență foarte mare, și nu aveam nicio șansă să-l ajung până, hai să zicem, 18-20 de ani, atunci încep să se mai echilibreze lucrurile. Dar altfel eu, între a întâia, el între a cincea, nu aveam nicio șansă de egalitate. Și asta pe mine, atunci sigur că m-a traumatizat și am lucrat foarte mult cu mine. Deseori îi scot pe ochii asta că, bă, din cauza ta că tu m-ai traumatizat când am fost copil. Și sigur el zice, a, ce, eu, tu m-ai traumatizat pe mine. Că trebuie să-i încălzească mâncarea sau eu știu ce alte povești din astea ale copilăriei. Dar eu îi sunt recunoscătoare, pentru că dacă nu era așa, eu nu ajungeam un autodidact sau nu ajungeam să caut să învăț mai mult și mai mult și mai mult și mai mult, să demonstrez. Acum sigur că la cursuri susțin, nu e nevoie să demonstrezi, hai să facem mai lejer, doar că asta mi-a dat forță sau asta mi-a dat ambiția să fiu cine sunt. Deci trăgând linie e un lucru bun. Că am făcut-o cu foarte multă presiune, asta nu e un lucru bun. Că niciodată n-am fost mulțumită de cât știu, asta n-a fost un lucru bun. Acum pot să văd lucrurile, dar acum câțiva ani nu le-am văzut, sau cu 20 de ani. Desigur că astea au contribuit la ceea ce sunt. Nu pot să spun, o familie iubitoare, adică n-au fost alte povești, dar așa a fost. Ce a mai fost? A mai fost tata care e unul din mentorii mei, dacă vrei, indirect. Un om deosebit de cult și de, știu, citit și înțelept și așezat, și pe care eu l-am admirat așa întotdeauna și a rămas unul din mentorii mei. Cam asta a stat la bază. Ulterior, n-am știut, sau inițial am făcut altă facultate, ba chiar n-am făcut facultatea care aș fi vrut să o fac, pentru că eu vreau să fac arhitectură. Ai mei părinți nu vreau să mă lasă la arhitectură, că era la București, eram departe de casă și povești din astea, așa era atunci. Adevărul că nu m-au lăsat, adevărul că n-am avut eu încredere. Pentru că îi spunea, știi că e greu, dar ce să faci tu acolo? Și mă gândeam, da, poate ești mai bine. Și atunci m-am dus și am făcut prima facultate electrotehnică. Vreau să zic că n-am înțeles nimic din facultatea aia, dar am făcut-o, că așa era. Partea urâtă a fost că, da, eu n-am avut încredere să spun, da, eu pot. Și dacă o să pic în primul an, pic în primul an și dau al doilea an. N-am avut încredere să fac lucrul ăsta sau n-am știut cu adevărat ce vreau, dacă pot să fac ceea ce vreau. E, și după care au fost o grămadă de joburi pe care le-am tot schimbat, am schimbat tot felul de domenii, adică n-am făcut psihologie de la bun început, doar că am fost într-o căutare cu tot timpul am fost într-o căutare. Marea frumusețe a fost că în toate joburile în care am fost, mie mi-a plăcut, sau am găsit întotdeauna ceva frumos acolo. Ce e aici? Ce e frumos? Și anume curiozitatea, care vine tot din povestea asta a învățării, vreau să învăț. Și atunci le-am învățat foarte bine, doar că în momentul în care ajungeam în maxim, în poziție, ca poziție, dacă vrei, ierarhică, unde puteam să ajung, stăteam 6 luni, 7 luni, 8 luni și demisia și gata. Nu, asta e tot. Altceva. Deci nevoia mea era cumva să cresc. N-a fost că să obțină ceva, ci să cresc. Ei, și întâmplarea a făcut că la un moment dat, în toate cursurile pe care le-am făcut și școlile pe care le-am făcut, la momentul ăla să-mi tot schimb profesia, am fost la un moment dat la un curs de Train of Trainers, care era pe vremea aia, a durat 3 săptămâni, a fost foarte solid, și în care erau foarte mulți psihologi. Eu veneam la momentul respectiv, lucram în consultanță, venim dintr-o zonă din asta cu bani, cu asta era direcția, și psihologii lucrau pe salariu minim, pe economie, și mi-am la inițial la ei, și cum pot ei să vorbească cu atât de multă pasiune despre ceea ce fac sau despre diverse cazuri sau situații,
Doar că acolo s-a întâmplat ceva. Eu la momentul respectiv aveam o alergie care o purtam cu mine de vreo 12 ani, o alergie foarte, foarte puternică, care avansa an de an, era tot mai gravă. Gravă, vreau să te gândești la, știu, șocuri anafilactice, umbleam cu fiola de intravenos la mine și așa mai departe. Și acolo a fost suficientă jumătate de oră de discuție cu o domnișoară psiholog ca să fac niște conexiuni care porneau conexiuni din viața mea de undeva de pe la 6-7 luni ai mei. Acolo au început lucrurile și s-au activat în niște momente. Și a fost suficient jumătate de oră ca să pot să leg lucrurile și să scap de acea alergie. Și am zis, wow, asta face mintea noastră? Și în anul ăla m-am dus la psihologie și din momentul ăla n-am mai lăsat psihologia din mână nicio zi. Am făcut-o la zi, deși aveam job, aveam copil, aveam... făcut-o la zi, m-am dus în fiecare zi, am terminat șef de promoție, nu ca pe prima facultate, și am făcut ceva ce era pentru mine de data asta. E, așa am ajuns. E, da, am terminat facultatea, am terminat formarea în psihoterapie și ziceam că mai un pic, că parcă totuși nu-s pregătită, că mai trebuie 5 cursuri, că mai 10 cărți, că nu știu ce. Și am făcut cursul NLP Practitioner, cel pe care îl țin acum. Și ăla a fost punctul care mi-a dat forța sau încrederea să zic, acum pot. Drept pentru care am rămas fidel la acestui curs și îl dau mai departe. Și cam așa a pornit. Deci, iată-mă pe drumul ăsta care a fost foarte sinuos. Nu îl regret nicio secundă. Dacă era altfel, nu eram aici. Frumusețea e că dau sau împărtășesc către oameni și cred că asta este țelul nostru final de a da celorlalți. Eu am pregătit două citate dintre preferatele mele, iar unul, primul, sună așa: deseori suferim mai mult în imaginație decât în realitate. Seneca. Și m-am gândit că poate îmi poți explica tu mai bine procesul din spatele acestei afirmații. Da. Mintea noastră nu face realitate, nu face diferență între realitate și imaginar. Drept urmare, și mintea noastră pe de altă parte o ia raznă deseori și își face tot felul de filme. Drept urmare, ne facem tot felul de filme despre noi, despre viața noastră, despre ce ne așteaptă, despre ce vor ceilalți de la noi sau cum ne raportăm noi la ei. Și în baza gândurilor, că așa stau lucrurile, gândurile vin, se produce emoția. Și atunci, dacă eu îmi fac niște filme că oamenii sunt răi sau oamenii râd de mine sau sunt penibil sau nu sunt destul de bun sau nu mă ridic la nivelul așteptărilor lor sau merit să, nu știu, să fiu apreciat sau iubit sau doar dacă sunt într-un anumit fel, asta îmi va crea emoția care îmi va da energia să fac schimbare. În ce schimbare? Uneori în bine, uneori nu. Și atunci e filmul nostru mental care îmi dă trăirile, nu realitatea în sine. Trăirile noastre nu sunt ca urmare a ceea ce se întâmplă la trigger-ul, ci ca urmare a felului în care eu percep și analizez informația care se întâmplă. Pot să iei ca exemplu un copilaj de 2 ani care, nu știu, își vede, poate vede pe cineva că cade, că îi se face rău, nu știe ce se întâmplă, că încă n-are informația asta și doar privește, nu știe ce e acolo. Dar dacă deja ai auzit despre ea și ești adult și vezi, oh, imediat te panichezi, ce se întâmplă, hai să-l ajutăm pe ăla sau eu știu ce se întâmplă, pentru că ai deja o informație pe care, cu care lucrezi. Deci e emoția pe care o am în momentul ăla e dată de felul în care eu percep situația, nu de situația în sine. Am înțeles. Iar următorul sună așa: vremurile grele creează oameni puternici. Oamenii puternici creează vremuri ușoare. Vremurile ușoare creează oameni slabi. Oamenii slabi creează vremuri grele. Vreau să-mi spui întâi dacă ești de acord cu asta. Asta e unul foarte frumos, asta a apărut în ultima vreme.
s-a vehiculat pe Facebook, cel puțin în ultima vreme, mai des. Da, da, sunt de acord cu asta. Și pot să privești în urmă, hai să zicem, bunicii mei, mă rog, străbunicii tăi, nu erau vremuri ușoare atunci, deloc. Și asta i-a făcut puternici. Și vreau să privești, să te duci acasă, să cauți pe la familie poze vechi de atunci și o să vezi că inclusiv în pozele alea se vede, erau altfel de oameni. Da, așa. Da. Erau bărbați, erau bărbați, femeile erau femei, fiecare știa care e locul lui. După aceea, desigur că ei, ca să, din dorința de a-și face viața mai ușor, au început să inventeze chestii, până că, nu știu, aveam mașina de spălat vase și de însușit. Mă rog, nu numai la asta se referă citatul ăsta, dar vremurile au devenit cumva mai ușoare, adică nu mai avem greutățile alea. Și atunci ne căutăm alte greutăți. Suntem foarte sensibili, suntem, oai, nu mai suport dacă mi s-a spus că... Acum pe mine un pic mă trigăruie când aud de povestea asta cu albi negri sau femei bărbați sau... foarte multă sensibilitate. Dacă viața ar fi un pic mai grea, n-am avea timp de sensibilitățile astea, ca să spun drept. Așa cred și eu și... Exact la lucrurile astea, la sensibilitățile astea minore, mă raportam și eu și mă refeream. Și eu cum vin din sport, nu sunt un specialist în nutriție, dar am niște cunoștințe de bază cu care să lucrez cu oamenii mei și... Aici sunt tot felul de trenduri și alții beneficiază să facă marketing, de exemplu pe urma veganilor sau tot felul de alte trenduri care, de fapt, dacă noi am fi avut problemele reale, alea pe care le aveau bunicii și străbunicii noștri, nu aveam timp să ne gândim dacă e bine să tai porcul de Crăciun sau nu e bine să tai porcul de Crăciun, pentru că de acolo trăia o familie întreagă câteva luni bune. Și vânători am fost de când existăm și așa mai departe. Dar, din păcate, ne confruntăm cu multe situații din astea. Și nu știu dacă ele ne fac slabi sau dacă suntem deja slabi și ne face bine să auzim sau sunt cu scopuri de marketing create sau nu știu. Nu cred, cred că societatea totuși e într-o schimbare profundă. În sensul că au inclusiv copiii acum, dacă ne uităm la ei, au alte sensibilități sau, când mă refer la sensibilitate, nu mă refer la sensibilitatea asta cu vai să nu suport asta și asta, ci au percepții mai fine sau mai multă înțelepciune pe care înainte nu aveam. De ce? Pentru că posibil nici nu eram, nu că nu aveam timp, nu se putea asta, pentru că trebuia să mergi să-ți asiguri hrana, siguranța, acoperișul deasupra casei, erau alte preocupări. Asta, spre exemplu, dacă mergi în sate, încă mai există. Nevoia de a-ți asigura traiul până la urmă, existența, supraviețuirea. Ori astea fiind asigurate, mergi la un următor nivel. Ce am nevoie acum? Acum am nevoie, nu știu, să fiu acceptat, să fiu... Da. Da, deci nu e rău, nici atunci nu era, nici acum nu e rău. Asta este evoluția societății. Eu tot timpul am pus treaba asta pe seama sportului sau cumva când a început să se joace creierul cu mine, să joace împotriva mea, m-am refugiat în sport. Adică nu i-am dat prea mult timp, când am văzut că sunt niște gânduri acolo care n-ar trebui să fie, imediat
am mers, am făcut un antrenament și am văzut limpede, am văzut obiectiv, am văzut clar și mi-am revenit. Și de asta îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că ăsta este unul dintre beneficiile sportului pe care eu îl promovez, chiar mai mult decât beneficiile pe care le aduce corpului, sunt beneficiile pe care le aduce creierului, pentru că eu așa am reușit să trec prin toate problemele pe care le-am avut și o să mențin cursul ăsta cât pot de mult de acum încolo, pentru că în primul rând e foarte simplu, foarte accesibil, e practic gratuit și mai și îți dă încredere în tine, arăți bine și așa mai departe. Adică ai numai de câștigat. Asta cred că e lucrul cel mai bun pe care ai putut să-l faci, cumva intuitiv ai știut. Vreau să spun că în special în ședințele de psihoterapie și chiar și la cursul și NLP-ul, așa îl începem, primul lucru pe care îl facem, îi trimit la sport. Spun, avem nevoie de mișcare. De ce? Pentru că un corp static se adună de la sine și se crispează de la sine. Și un corp crispat și static dă o minte crispată și statică. Da. Și ca să poți să lărgim zona asta de prelucrarea informației sau de a vedea fără ochelari de cal viața asta, avem nevoie de corp. Vreau să te întreb ce rol are suferința și totodată nu știu dacă le putem pune în aceeași găleată, dar totodată competiția în dezvoltarea personală, pentru că automat în orice competiție, fie că e sportivă sau orice altfel de competiție, intervine suferința, cel puțin din experiența mea. Ca să fii cel mai bun, trebuie să sacrifici alte lucruri, pentru asta trebuie să ajungi să suferi anumite senzații, anumite sentimente, anumite lucruri. Cât de important crezi tu că este asta pentru dezvoltarea unui caracter? Pentru dezvoltarea caracterului este esențial. Competiția e un lucru bun. Pe de altă parte, în momentul în care spui că e nevoie de suferință, nu neapărat e nevoie de suferință, doar că noi oamenii, până nu suntem foarte strânși cu ușa, nu trecem la acțiune. Adică e modul în care ești presat să faci ceva. Și când mă refer la suferință, da, tu te referi doar la suferința fizică sau de orice fel de natură? Uite, de exemplu, dacă te uiți la Michael Phelps, cel mai bun înotător din toate timpurile, cele mai multe medalii olimpice de aur din toate timpurile. El a declarat că a fost în depresie aproape toată cariera lui și a vrut să se sinucidă de nu știu câte ori. Și nu-i numai el în situația asta. Și aici cumva e un aspect, unul dintre aspectele performanței care m-a făcut să nu mai fiu atât de încântat de marea performanță în raport cu longevitatea, ce îți spuneam și înainte să pornim camera, pentru că cred că dacă ne-ar fi expuse lucrurile prin care trebuie să trecem ca să fim top performeri în orice activitate, mulți dintre noi nici nu ne-am mai chinuit să luptăm. Și cred că ar salva mult mai multe vieți și am înțelege să facem lucrurile din altă perspectivă, din perspectiva sănătății. Dar dacă eu spun cuiva, hai bă la sală și faci sport de... La noi în CrossFit sunt foarte promovate competițiile. Pentru că
acolo se vând, se vinde. Se vând bilete, se vând echipamente mai multe, suplimente, da, steroizi, tot ce vrei. În sportul de sănătate nu se vinde mai nimic. Acolo îi spui, ține post intermitent, ala, n-ai ce să-i vinzi nimic. Mănâncă și mai puțin. Mănâncă mai puțin, suplimente nu îți trebuie chiar așa de multe, nici echipament nu îți trebuie chiar atât de mult, că alergatul e pe gratis și de fapt e cel mai bun exercițiu cardiorespirator pe care poți să-l faci și de fapt nu îți trebuie. Și nu e o întreagă industrie în spatele sănătății, cât de mare e în spatele competițiilor și așa mai departe. Și eu sunt cumva bucuros că am descoperit că eram atras de fapt de un lucru nu neapărat sănătos, aș spune, da. Asta ținând cont că tu faci ce faci și pentru oamenii din comunitatea ta e delicat subiectul, o să spun, da, nu e un lucru extraordinar competiția din perspectiva sănătății, pentru că dacă te uiți la marii sportivi, puțini sunt cei care cumva rămân sănătoși până la final. Și asta se întâmplă de ce? Se întâmplă din cauza faptului că tu antrenezi o anumită parte de mușchi sau o grupă de mușchi în funcție de sportul pe care îl faci. Sigur, dacă e mai general, e mai general. Dar pe de altă parte, în momentul în care tu faci sport de performanță și duci activitatea fizică până la a gâfâi, dau mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult, asta înseamnă că oxigenul e tot trimis spre acea grupă de mușchi cu care în acel moment lucrezi. Și ca să poată să fie trimis acolo, sigur, crește activitatea inimii, crește pulsul, crește presiunea sanguină, sunt niște modificări din astea hormonale fiziologice în corp ca să se poată întâmpla lucrul ăsta, se schimbă respirația, ca să aduc mai mult oxigen și dacă nu e suficient, îi tras din organele interne și trimis spre grupele de mușchi. Acum, dacă asta este un sfert de oră, jumătate de oră, nu e o dramă. Dar în cazul performanței e mai mult de atât, e cu orele pe zi, probabil 8 ore sau sunt unii care și mai mult exact, practică. Și asta înseamnă alte organe afectate pentru că nu îi trimis sângele acolo. Acum, asta e din punct de vedere al sănătății. Sigur, dacă oamenii ar ști, n-ar mai face sport de performanță. Nu știu dacă e un lucru rău. Pentru unii e important. Așa doar să-ți imaginezi ce înseamnă o lume în care nimeni nu-i competitiv, toți suntem, fugim pe câmpii și adunăm floricele și toți ne iubim. Asta e o utopie. Din perspectiva faptului că, hai să zicem, bărbații au fost creați cumva pentru luptă. De ce? Că așa au fost. Trebuie să meargă să aducă ursul acasă sau căprioara sau ce să aducă acasă și sunt pentru luptă. Ori energia lor asta de luptă n-ar mai fi fructificată. Atunci ar fi un fel de, hai să zicem, uniformizare a sexelor. Oricum, cred că se tinde spre asta. Nu știu. Da, eu sunt total de acord cu tine aici. Și un lucru care lumea nu prea știe din cadrul sportului, de mare performanță, și de fapt pe mine nu m-ar deranja să facem sport de performanță într-un mod sustenabil, dar în majoritatea sportului de performanță, de exemplu, abuzul de substanțe interzise apare. Și alea afectează atât fizicul cât și psihicul. Și eu am fost tentat în tinerețe să îi vedeam pe alții cum se antrenează și cum ridică greutățile alea și vreau și eu. Și am avut noroc să am un antrenor la care o să-i mulțumesc toată viața, care nu m-a lăsat și aveam o relație foarte deschisă cu el și mi-a explicat
Bă, Robert, uite, na, asta se întâmplă și la nivel mare și la nivel de lot olimpic, că așa stă treaba, pentru că nici nu ai plătit măcar un bilet ca să te uiți la cineva care face ceva apropiat de ce faci tu în sală. Ăla trebuie să facă ceva supraomenesc ca să creeze spectacol, că practic cum puneai oamenii în arenă să lupte acolo până la moarte, acum de fapt tu vrei să vinzi niște bilete, vrei să vezi ceva supraomenesc. Și de fapt nu m-ar deranja dacă sportul ar fi corect. Chiar sunt un mare promotor și toată viața am fost și toată viața voi fi. Ce de fapt mă deranjează pe mine și mi-aș dori să fi știut mai de mult, e că lucrurile nu e cum vor să pară în reclame. Nu stau cum... Da. Înțelegi ce vreau da, să spun? Da. Robert, motivul pentru care unii ajung de performanță, acum sigur că dincolo de talentele lor, că sunt unii care sunt foarte talentați, sau motivul pentru care vrei performanță e pentru că ești competitiv și deseori în spatele acestui lucru stă nevoia de a demonstra. Cui să demonstrezi? Părinților. Chiar dacă îi întreb la, nu știu, 20-30 de ani, cui vrei să demonstrezi? Mie vreau să-mi demonstrez. Nu, undeva în spate vrei să demonstrezi părintelui că uite, eu am putut și uite că merit și eu să fiu iubit. Sau, și dacă s-ar lucra cu oamenii ăștia înainte de a se apuca de sport de performanță și ar ajunge la cauza, la motivul pentru care vor să ajungă acolo la medalia de aur, s-ar putea să nu mai vrea. Să nu mai vine. Și nu știu dacă e un lucru... Asta e motivul pentru care, spre exemplu, când lucrezi în coaching sportiv, nu să-l cauți cauzele de ce vrei tu să ajungi acolo sus. Pentru că omul se lasă. Zice, a, păi, de fapt, nu mai vreau, pentru că acum mă iubesc așa și sunt ok și dacă am 100 de kg. Ceea ce nu-i... Nici asta nu e un lucru sănătos. Așa. Sigur, merită lucrat cu propria persoană și a face lucrurile din echilibru, și aici o să spun imediat ce se poate face pentru asta, ca totuși să ajungi la medalia de aur, să le faci din echilibru în sensul că să poți să-ți asculți corpul cât pot eu, atât pot. Îi cer atâta, dar nu-i cer atâta. Adică forjez un pic, de ce? Pentru că un pic dacă forjez, asta îmi dă creșterea. Exact, un pic, intervine adaptarea. Un pic, mâine, un pic, mâine, un pic, asta îmi dă creșterea. Dacă îi cer foarte mult, ca să ajung în timp foarte scurt acolo, dar asta consumă corpul și organele, în general. Da? Sigur că există varianta de a lucra cu propria persoană, în dezvoltare personală, și aici mă refer partea asta psihologică, nu partea corporală, în a înțelege ce stă în spatele nevoii mele de competiție sau de a obține acolo locul întâi, de a lucra cu ele ca să nu mai merg spre locul întâi cu îndârjire, că trebuie neapărat, că dacă nu o să fiu nefericit, pentru că fie vorba între noi, dacă ești așa ca om și n-ajungi acolo sus, ai toate șansele să ajungi în depresie. Și chiar am cunoscut persoane care au fost mai bune decât 95% din populația asta, cu tot felul de olimpiade și cu tot felul de... dar peste tot cu locul 2. Și care era în depresie că, bă, n-am reușit niciodată locul întâi. Mă, dar ești mai sus decât majoritatea oamenilor, da, dar n-am obținut locul întâi. Și asta, adică n-am obținut locul întâi egal cu zero. N-am făcut nimic. Și atunci e vorba de îndârjirea, să nu mă duc cu îndârjirea, ci să o fac din plăcere, din pasiune, din ca și când mi se cuvine și ca și când oricum o să obțin locul întâi. Și aici vin și învăț să mă folosesc și de minte. Și aici fac o paralelă cu artele marțiale, spre exemplu. Care în artele marțiale nu lucrez cu forța ta, ci lucrez cu forța adversarului. Și în care ce mă învață? Mă învață centrare, mă învață focusare. Și mai mult mă învață să pot să vizualizez, să mă vizualizez pe mine acolo. Și asta e deosebit de important. Cunosc persoane care au ajuns la performanță cu efort fizic mult mai mic sau cu exersarea unor abilități mult mai puțin,
dar cu exercițiu mental zilnic, 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 de a medita și de a mă vedea și de a mă vizualiza acolo. Și a avut performanțe mai mari decât cei care doar au mers prin sport fără să facă lucrul ăsta. Deci, iată că poți să ajungi în momentul în care știi să echilibrezi activitatea fizică cu activitatea mentală, da, poți să obții locul întâi, dintr-o altă zonă, nu din aia de îndârjire, că dacă nu obții asta, e nasol. Are sens? Da, eu așa, dacă stau să mă gândesc, așa am acționat toată cariera mea din îndârjire și mi-aș fi dorit să cunosc datele problemei mai din timp și să mă bucur mai mult de procesul ăsta, cum ai spus tu exact, să mă gândesc că mi se cuvine. Orice loc aș fi luat, eu să-mi fi dorit să concurez cu mine, cu mine cum am fost ieri, nu cu ceilalți. Nu cu ceilalți, că eu ziceam că dacă nu sunt cel mai bun, n-are rost, n-are rost. Ori sunt cel mai bun, ori nu sunt, pentru că locul 2 e primul pierzător. Și tot timpul am avut mentalitatea asta și nu am avut, și majoritatea colegilor mei și concurenților mei tot la fel gândeau, pentru că stai de vorbă cu ei. Da, cred. Și asta este un aspect. Și mai vreau să spun un aspect, dar l-am uitat dacă îmi vine în... cu suferința aia, pentru că am întâlnit multe persoane și mi s-a întâmplat și mie. Atât de tare ajungi să te concentrezi pe rezultatul final, încât celelalte aspecte ale vieții tale suferă complet. Da. Se creează un dezechilibru major. Da. În sensul că eu, în timpul carierei mele de sportiv, am respins partenere, am respins socializare, am respins concedii, am respins confortul temporar de zi cu zi, am respins orice și chestiile alea vin din spate, te prind ele, te încăparează. Aici, deci de-aia am asemănat eu competiția cu suferința, pentru că la un moment dat se creează un dezechilibru atât de mare încât... Da. Uite ce, de ce merită cumva să lucrezi într-un mod... egal și cu mintea și cu corpul, pentru faptul că în momentul în care, deci aici sunt gândurile, aici sunt trăirile în corpul nostru. Fiecare trăire pe care noi o avem are o hai să zicem, o chimie aparte, în sensul că se contractă anumiți mușchi, încep să curgă, nu știu, o adrenalină, noradrenalină și așa mai departe. Emoțiile astea, ele rămân undeva în corp, sub formă de, hai să zicem, ca și strangulări ale corpului sau tensiuni ale corpului. În momentul în care mintea mea spune, trebuie să iau locul întâi și nu pot și uite ăla, e înaintea mea, asta îmi dă o oarecare contractură, așa cum spuneam, da? În anumite zone, care contractură nu mă ajută exact la mișcările pe care am nevoie să le fac, nu știu, că-i tenis, că-i not, că-i nu știu ce. Asta chiar e adevărat. Deci nu mă ajută la povestea aia. Și atunci am șanse la locul întâi. Am dat extraordinar de multă muncă. Exact. De când dacă eu vin și echilibrez lucrurile ca să mă eliberez de toată presiunea asta pe care mintea o zice că trebuie să fiu mai bun ca frate, nu trebuie să fiu mai bun ca vecinul, că trebuie să fiu cel mai tare, că numai atunci o să pot să fiu cel mai șmecher din parcare. În momentul în care mă eliberez de astea, îmi eliberez corpul și dintr-un corp liber pot să fac exact ce vreau. Și ar putea să obțin locul ăla întâi și medalia de aur într-un mod mult mai lejer și mult mai sănătos și frumos. Exact. Și cu ocazia asta, dacă din urmăritorii noștri îi cineva care își dorește să concureze, eu chiar îi îndemn să o facă, dar înainte sau în timpul ce concurează să caute persoane ca tine care să poate să le ofere resursele necesare ca ei să o facă în modul corect. De fapt, eu asta îmi doresc. Eu tot timpul zic, fă-o cu lejeritate, fără presiune. Când apare presiunea, apare că suferința, că greutatea, că strici alte lucruri pe lângă. Fă-o cu lejeritate.
cât de important este omul sau oamenii de lângă tine. Fie că este partenerul de viață sau anturajul. Pentru mine. Pentru tine sau pentru oricare individ. Foarte important. Foarte important din cauza faptului că e nevoie să aparținem, nu suntem făcuți să fim singuri. În momentul în care te simți singur, cumva acolo încep să apară anxietățile și acolo începe să apară toată presiunea asta și toată lupta. Deci ideea n-ai ce frumoasă e viața din sentimentul de apartenență. Chiar astăzi vorbeam în timpul antrenamentului cu o clientă din sală despre relația ei cu soțul ei și îmi spunea ea că cât de mult s-au ajutat ei reciproc să evolueze la forma la care sunt astăzi ca individ, cum s-au compensat unul pe celălalt. Și am ajuns amândoi la concluzia că partenerul de viață ori te ridică, urcă sau te coboară. Ori te coboară. Și chiar îi apreciez pentru că sunt un cuplu minunat și un exemplu pentru toată lumea. Și tot aici vreau să te întreb cum ar trebui să acționeze un tânăr atunci când își dă seama că membrii familiei sunt toxici pentru starea lui de bine și automat pentru dezvoltarea lui personală. Foarte rar se întâmplă cu adevărat să fie toxici. Dar nu spun că uneori poate să fie o persoană care, nu știu, foarte negativistă sau o persoană care, nu știu, bea extrem și sau are anumite boli sau, da, și atunci am putea spune că e toxic. Și a vedea foarte bine când interpretez eu că e toxic, dacă e toxic cu adevărat sau doar dacă vrea să-mi distragă atenția de la ceva pe care eu vreau să-l fac și care nu e ok. În primul rând. Apoi, dacă, hai să zicem, cu adevărat e toxic, dar spuneam că sunt foarte puține astfel de persoane, în primul rând, e important să-i onorăm, să onorăm familia, să onorăm părinții, pentru că datorită lor ne avem viață, indiferent ce au făcut și indiferent cum sunt, indiferent dacă sunt în viață sau nu, sau chiar și în cazul în care ne-au abandonat, deci nici nu-i cunoaștem vreodată, ei ne-au dat viață. Noi suntem aici pentru că au fost ei. Și pentru asta merită onorați. Restul, că vin și mă iubesc, că vin și mi-oferă chestii, asta e bonus. Când o să învăț lucrul ăsta, atunci pot să-i onorez și de acolo pot să virez sau să mă păzesc. Hei, asta e prea mult pentru mine. E negativist, e mama, să zicem, negativistă și urăcioasă și certăreață, să zicem. Onorez, da, mamă, o vizitez și cât pot să rezist să fiu amabil cu ea? Jumătate de oră, jumătate de oră stau. Nu trebuie să forțez. N-am decât să mă duc și să fac eu, nu știu, apartamentul meu, viața mea și uneori să vin și să o înțeleg și să o văd dincolo de comportamentul ei. Da, asta am observat și eu că e foarte important. Dacă eram cumva, sau dacă se întâmplă să fiu cumva în conflict cu unul dintre membrii familiei, parcă se răsfrânge în tot restul vieții mele. Da. Pentru că se întâmplă divergențe, cred că în orice familie, și dacă până în momentul în care nu ne împăcăm sau nu suntem ok unul cu celălalt, parcă nici celelalte lucruri nu merg bine. Nu, nu. Așa este. Deci nu putem, cumva nu putem fără ei. Repet, nu că nu pot fără ei fizică, dacă da, poți să-ți imaginezi un părinte, să zicem, care are Alzheimer și el oricum nu mai știe de capul lui. Da? N-am ce să mai reglez cu el în discuții, că nu mai am ce regla cu el, ci doar să am compasiune și doar să înțeleg că când a făcut, a făcut maxim de cât a putut. Unii se plâng, da, nu mă spun niciodată că mă iubește. A făcut maxim, atât a putut. Cu ce a primit el de la ai lui, a dat maxim. Că bobotea pe mama, că nu știu ce. A făcut exact cât a putut. Asta a fost maxim.
Da. Fă tu altceva. El a făcut exact cât a putut. Și pentru asta pot să am doar compasiune și înțelegere. Na, ai făcut cât ai putut. Nu pot să stau o zi întreagă că mă frești la melodie și nu pot să duc, dar stau 5 minute și ok cu 5 minute. Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă oamenii în ziua de astăzi? Eu cred că cu stresul. Și asta din cauza faptului că există stresul, există atunci o oprindere în minte, în sensul că nu mai sunt în contact cu propria persoană, sprind și se fac așa, 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 și pierd contactul cu ei. Și efectul cel mai urât e deconectarea de la propria persoană. Asta e ce sesizez în ultimii ani din ce în ce mai grav. Și pandemia așa a pus, pandemia, mă refer la pandemie, cu o trecere asta nou online și ruperea de oameni, certurile, împărțirea pe tot felul de tabere, nu contează de care, asta au dus la o deconectare teribil de mare. Și asta cred că e cel mai grav pentru omenire, nu numai pentru individ. Eu am ascultat, cred că un audiobook în care am auzit o chestie interesantă despre stres. Nu știu dacă e reală, că nu am cercetat mai departe, dar spunea acolo că stresul te afectează într-un mod pozitiv sau într-un mod negativ în funcție de cum îl percepi tu. Dacă tu crezi că, bă, sunt stresat acum că am de făcut chestia asta, de asta mă va duce acolo și voi îndeplini obiectivul ăla care așa și așa și crezi că te face, ești conștient că te face să crești, pentru că e un stres și când te antrenezi e un stres, dar ești conștient că te face să crești, să fii mai puternic, să fii mai bun, ok, mi-asum, îl fac, ăsta mă face să crezi, mă ajută, bum. Fai, dacă mă duc la antrenament și asta, bă, mă face și mă rupe și mă... Și cred că asta și în business și în job și așa, eu am făcut-o imediat o paralelă și mi s-a părut că cam așa este. Ce părere ai? Stresul, din punctul meu de vedere, stresul apare atunci când cerința pe care eu o am față de mine și resursele pe care eu le am să fac acea cerință nu corespund. Da? Societatea îmi cere, șeful îmi cere, fă proiectul până mâine. Eu zic, a, până mâine nu pot, numai până poi mâine. Deci am mai puțin timp. Dar n-am curajul să-i spun, știi, șeful nu merge decât până poi mâine sau merge prost până mâine, da? Merge până mâine, dacă îl vrei mai prost. N-am capacitatea. Și atunci eu vin și îmi spun, aoleu, trebuie să-l fac până mâine. Asta se cere. Eu nu o să reușesc cu resursele pe care am. Că sunt prost, că n-am informații, că n-am timp, că n-am cutare, că n-am cutare. Și aici apare stresul. În momentul în care eu știu să reglez, îi spun șefului, știi, nu o să pot până mâine decât până poi mine, sau îl fac mai prost, sau îmi asum eu că îl fac mai prost și dacă asta vrea, asta o să fac. Nu mai am presiunea asta atât de mare, o mai cobor. Sau dacă îmi schimb resursele, ce înseamnă? Ori învăț mai mult, nu merge de pe azi pe mâine, dar merge în timp. Învăț ca să știu tot mai multe. Ori îmi schimb percepția despre ce pot și ce nu pot și percepția despre cum ar trebui să fiu eu în societate sau în mediul respectiv, în locul respectiv. Deci aici să lucrez. Deci întotdeauna stresul apare datorită percepției pe care eu o am față de situația. Deci șeful vine și îmi dă, viața vine și îmi dă. Cum mă raportez eu la viață? Așa sau așa? Și ăsta este stresul. E, atunci, în momentul în care apare stresul, de fapt, el se asemănă foarte tare cu anxietatea. Că mă tem că nu o să pot sau mă tem că nu știu ce, îmi dă tensiunea mentală, corporală și de toate felurile, care tensiunea ce face? Face exact ce spuneam înainte. Mărește activitatea inimii, pulsul, crește pulsul, crește oxigenul, trimis în grupele de luptă ca să mă lupt cu viața, ca să mă lupt cu... Sunt mecanismele noastre naturale de reacție la stres, lupta sau fuga sau în ultima instanță frizul, mă bloca așa, nu știu ce să fac. Și asta îmi pune în mișcare întreg organism. Datorită faptului că eu nu știu să mă odihnesc după povestea asta, ci îmi dă viața
Și dimineața, și la amiază, și seara, și nu știu ce, și mai interpretez lucrurile nu știu cum. Și sunt veșnic stresat, eu nu apuc să mă odihnesc și organismul nu are timp să se refacă. E, dar faptul că intru în stres, ăsta îmi dă energia de a face, că vezi în engleză îi zice emotion. Da. Emotion, la emoție, dar îmi dă energie. Fără energia aia, nu fac nimic, stau la televizor și mănânc semințe. Da. Deci de asta e bun, până acolo. Și de asta e o bucățică de stres care e bun. Faptul că eu nu știu să mă odihnesc după el, faptul că eu mă raportez într-un mod defectuos la ele, da, da, da. Asta mi le dau singur și îmi cresc până nu se mai poate. Exact, asta e și la antrenament, că așa apar accidentările, de exemplu. Când tu te antrenezi astăzi și mergi și dormi 3 ore în loc să dormi 8 ore. Nu te refaci. N-ai cum. Mâine la fel, poi mâine la fel, bum, ai clacat, a venit ceva. Da. Și dacă tot ai menționat despre anxietate, ce este anxietatea și cum o putem combate? Anxietatea, acum când vorbim de frică sau anxietate, frica de regulă se referă la un obiect, la un ceva real, mi-e frică de avion, mi-e frică de înălțime, mi-e frică de nu știu ce. Anxietatea e un pic mai abstractă, mai generală. Începe să-mi fie frică de mai multe lucruri. Poate să fie, nu știu, anxietatea de performanță sau de eșec sau o anxietate generalizată, că începe să-mi fie frică, să-mi fie frică. Adică nu mai fac nimic, o să-mi fie frică. Și de frică chiar că rămân în fotoliu de acasă. Și anxietatea, de fapt, îmi dă exact aceleași reacții ca și stresul, dar posibil la un nivel mai intens de mai percepție. Intens. Da? Până unde poate să ducă dacă nu poți să o gestionezi, să crească senzația de anxietate mult, 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 până când te duce la atacuri de panică. Acum, anxietatea, desigur că e dată până la urmă tot de activitatea mea mentală sau de percepția mea. Cum îmi definesc eu, cum spun eu despre lucru în sine. Să zicem că mi-e teamă să vorbesc în public. Da? E o anxietate și asta. Cum mă raportez eu la toată povestea și să-mi schimb felul de gândire la activitatea respectivă sau la publicul respectiv sau la ce știu eu, ce sunt eu capabil să fac. Sau... În sfârșit, acum, anxietatea, desigur că de lungă durată, ce face? Menține un corp tensionat. Că, de asta discuția noastră are sens pentru că, faptul că eu vorbesc de minte, tu vorbești despre corp. Da, deci anxietatea ce face? În primul rând îmi încorpă partea asta a musculaturii cervical și partea asta care? Pentru luptă sau aici să pot să fiu pregătit de fugă. Pentru că la un nivel profund noi suntem foarte primitivi, dacă vrei. Funcționăm așa ca în peșteri. Da, mă tem că șeful mă cheamă, dar reacționez ca și când vine ursul la gura peșterii. Reacția corpului e aceeași. Da? Mi se încoardă mușchi, mi se nu știu ce. Când sunt anxios, ăștia rămân permanență încordați. De ce? Pentru că vine creierul și zice tu cam folosești din astea gânduri, din astea de anxietate și veșnic îi pericol la gura peșterii tale. Hai să fii pregătit. Și atunci felul meu de a gândi și de a interpreta informația e din anxietate. Dar dacă o să fie, dar dacă nu o să fie, dar dacă o să se întâmple asta. Și atunci permanență proiectez în viitor tot felul de pericole care mi s-ar părea mie că ar putea să fie. Fiind așa, sunt tot în așteptare. Acum vine pericolul ăla care tocmai n-am proiectat. Și sunt tot pregătit, și sunt tot pregătit, și sunt tot pregătit. Cum pot să o combat? Păi, în primul rând, învață să te relaxezi. Și cum spuneam la prima întâlnire, avem nevoie de sport. Da, și acum eu o să recomand aici și tare m-aș bucura ca lumea să audă lucrul ăsta. Îmi trebuie sport în partea de sus. Deschidere. Aici sunt trăirile. Nu mi-ajunge bicicletă, de exemplu, mi spun, da, fac bicicletă. Este extraordinar pentru corp, pentru cardio, pentru faptul că ești în natură, este fantastic, dar partea asta stă așa, care din noi specifică anxietății, specifică depresie, exact. În funcție de cum stai. Și avem nevoie de deschidere aici. Că e not, că e gimnastică, că îi puneți 10 minute de ceva muzică care îți place acasă și țopă-i-o cu mâinile așa. Ca să deschizi partea asta. Și avem nevoie de partea asta să înveți să o relaxezi. De 1000 de ori pe zi, dacă e cazul.
Deci de 1000 de ori poți să zici, acum. Pentru că odată ce începe să se tensioneze, mintea începe să producă gânduri de anxietate. Este instant, una cu cealaltă. Nu merge una fără cealaltă. Și când stau așa și, nu știu, să zicem, se sparge țeava de apă și din poziția asta mă gândesc, da, asta e nasol, hai să vedem cum o rezolv. Dar dacă eu deja sunt așa, păi din poziția asta, aoleu, și țeava de apă și acum cu asta ce mai fac? Pentru că nu am soluții de acolo. Deci asta e primul lucru. Al doilea lucru sau și ăla e primul lucru. 1-1-1-1-2 sau cum vrei să o iei, respirația. Persoanele anxioase respiră predominant din partea de sus și mult mai repede și cu opriri, cu sacadări. Când mintea mea tricotează, ce-a fi vrut să spună cu asta? Ce se întâmplă acolo? Atunci îmi țin respirația să tricotez ca Hitchcock. Spielberg, facem niște filme de neadevărat. Și mai trag un pic de aer și mai tricotez un pic și mai trag un pic de aer. No, învață să-ți observi respirația. Sunt exerciții de respirație de 2-3 minute. Poți și doar să închizi ochii și doar să observi cum respiri și asta deja poate să fie extraordinar de mult. Vreau să te întreb de ce sau de unde apare tendința oamenilor și obiceiurile autodestructive. De exemplu, excesul de anumite substanțe, jocuri de noroc, mâncatul compulsiv. Posibil, foarte multe lucruri vin din primii ani de viață. Poate să fie și din înainte de viață. Deci, cum spuneam, din perspectiva asta constelațiilor familiale, poate să fie un fel de autodistrugere în, nu știu, în amintirea sau în spre onorarea unei persoane care a fost exclusă sau a murit sau din familie. Poate să vină dintr-o slabă stimă de sine că eu nu merit, eu nu sunt destul de bun, nu sunt fantastic. Chiar dacă la nivel conștient nu spui lucrul ăsta, dar e o parte adâncă din tine care spune. Da. Care nu ești bun de nimic. Și asta poate să vină chiar din primii ani de viață. Deseori în primii 4 ani se întâmplă o grămadă de lucruri. În mintea noastră. Nu trebuie neapărat să se întâmple ceva traumatizant în afară. Dacă eu mă raportez la situația respectivă urât, așa e. M-a întrebat un prieten, știi de ce merg oamenii la aparate? Și am zis, nu, adică n-am vrut să zic că vor să câștige, că teoretic toată lumea e conștient că nu s-a îmbogățit nimeni, nu se îmbogățească nimeni vreodată decât ăla care are aparatele. Și el zice, hai mai gândește-te. Și eu zic, nu știu. Bă, pentru că vor să se simtă cum se simt după ce pierd. Să se simtă pierzători, să simtă sentimentul ăla de pierzanie, de eșec, de nu știu de ce, încerca el să-mi explice niște lucruri și dacă am stat să mă gândesc așa de ce fac unii oameni anumite lucruri pe care nu sunt raționale, cumva mă gândesc că are sens. Tu ce părere ai? Poate să aibă sens, dar cred că nu pentru foarte mulți așa, din cauza asta. Nu? Nu cred că pentru mulți. Unii, pentru unii posibil, pentru unii au nevoia asta de autoflagelare sau mă gândesc, dar unii, majoritatea cred că merg acolo, nu știu, să arate mai bine, să fie mai frumos, să fie mai iubit, mai apreciat, să... Da. Da, mă rog, tot dintr-o stimă de sine scăzută. Sau, da. De aia zic, nu e un lucru rău, n-aș vrea să omorâm lucrul ăsta, n-aș vrea să ne iubim și să ne stimăm având 100 de kilograme, nu e despre asta. Am înțeles. Vreau să te întreb ce ai aflat în ultimii 2 ani și îți dorești să fii știut mai de mult. Asta e foarte grea întrebare, Robert, că nu știu dacă în ultimii 2 ani, acum eu am o vârstă și o experiență deja destul de amplă. Nu știu dacă am aflat ceva nou neapărat sau doar am confirmat. Un lucru pe care mi l-am confirmat foarte tare în anii ăștia, că
cumva suntem sau da, suntem, cu toții suntem într-o manipulare crasă. Dacă ne place, că e comod și confortabil și nu vreau să mă duc în zone conspiraționiste, ci manipulare în sensul că, na, voi tot felul de, nu știu, parfumuri, tot felul de mașini, tot felul de nu știu ce, și atunci îmi trebuie și de aia, 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 și de aia. Și până la un punct asta poate fi bun, că așa vine progresul sau, dar dacă nu fac dintr-o conectare cu mine, mai chiar am nevoie de asta, chiar vreau asta, atunci am un lucru sănătos. Ce știi tu, lumea nu prea știe, dar ai vrea ca toată lumea să știe. Oh. Asta nu știu cum o să fie primit. Unii știu. Probabil că foarte mulți nu știu sau știu, dar nu cred. Și probabil unii sunt care nu știu și nici prima nu au ce să creadă. Noi în adâncul ființei suntem mult mai mult decât credem. Și eu cred, cu tărie cred că suntem, sau sufletul nostru este o parte din divinitate. În momentul în care cred asta, s-ar putea să mi se lucrurile altfel. Nu mă cred Dumnezeu în sensul ăsta, sunt Dumnezeu și tu nu, nu, și tu ești. Adică nu la modul ăsta, ci la modul că avem foarte multă puritate și pe aia o ascundem cu luptă, cu nu mă las să mă vezi cine sunt, eu cred despre mine că nu sunt așa. Acum, dacă încerc să dezvolt gândul ăsta, parcă îți dă mai multă încredere în tine. Îți dă. Mai mult curaj. Da. Care a fost cea mai bună investiție pe care ai făcut-o? Cred că investiția în mine a fost cea mai pregătirea, toate cursurile pe care le-am făcut și toate cărțile pe care le-am cumpărat. Că tot ai menționat de cărți, care este cartea ta preferată? O carte, sunt multe cărți preferate, că eu sunt omul cărților, dar o carte care la momentul în care am citit-o asta, într-adevăr a fost acum foarte mulți ani, a fost autobiografia unui yogin, al lui Paramahamsa Yogananda. Autobiografia unui yogin? Da. Da. O să vă citesc cu siguranță. Citește, citește. E un pic așa, zici, da. Poate pune o sămânță, m-aș bucura. Cu siguranță va pune, mai ales că vine din partea ta și după discuția pe care am avut-o astăzi, sunt sigur că se va merita. Dacă ai avea doar o oră timp pe zi pentru muncă, care ar fi lucrurile pe care le-ai face ca să rămâi productivă și să faci, să-ți îndeplinești misiunea? Aș medita. Spune-mi un obiect cu valoarea sub 100 de euro care îți face viața mai bună. Asta chiar nu știu să-ți răspund asta. Un obiect care îmi face viața mai bună. Sau ți-a făcut-o, sau te ajută să rămâi, să te odihnești, sau să rămâi productivă, sau îți strânește un numit ceva. Nu baia în sine. O sare făcută cu uleiuri esențiale pe care o pun într-o cadă cu apă și... Perfect. Care este filmul tău preferat? Au fost mai multe filme. Unul din ele care mai în top, așa, cred că Avatar. Care duce mult înspre felul în care eu prezint lucrurile. Care sunt oamenii care te-au inspirat de-a lungul vieții tale?
Și aici au fost foarte mulți oameni. Mentorii mei, pe care eu îi consider mentorii mei, unul e tata, evident, care mulți ani a fost pentru mine așa un model. Apoi a fost domnul profesor Varga de la Cluj, cu care am făcut formarea în hipnoză și care e un mentor, el nu mai e fiertat. Apoi au fost mulți, desigur, mulți profesori care, de la care am învățat. În ultimii ani, unul pe care, pe care îl iubesc de-a dreptul și îl ascult, este sufletul meu. Adică iau din alte părți, citesc, învăț și după aia merg și interiorizez. Și aici e ceva care îmi spune ce am nevoie. Dacă mai este un subiect pe care vrei să-l discutăm? Te aștept la NLP Practitioner? Să știi că o să mă gândesc. O să... Adică, poate să-ți aducă performanță fără... Performanță cu lejeritate, da, cu grație, dacă vrei. Aia cred că e... extraordinar. Ăla e obiectivul meu, de fapt. Unde te pot găsi oamenii? Pe Facebook, Lidia Cotoșman, pe pagina, deci pe numele meu, nu mai, să nu mai am de acasă, am deja 5.000, nu îmi dau mai friends, pe... e și ceva LinkedIn și ceva Instagram, dar nu am apucat să le... nu le activez foarte tare. Pe pagina de internet psiholistart.ro. Pe numărul meu de telefon, cum menționa că deseori nu o să răspund, dar răspund când pot. Sau pe WhatsApp, pe numărul meu de telefon, găsesc ei dacă vor să apară. Eu voi pune informațiile pe care mi le spui tu sau pe care le-am găsit eu în descrierea videoclipului, așa că oricine dorește să ia legătura cu tine va putea să găsească toate datele acolo foarte ușor, inclusiv site-ul. Și vreau să-ți mulțumesc din suflet încă o dată că ai acceptat invitația mea. Eu am avut atât de multe de învățat și de câte ori o să mai uit la episodul ăsta, sunt sigur că o să mai scot câte ceva din el și ai deschis câteva portiți acolo la care o să trebuiască să lucrez. Și pentru asta îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. A fost o mare plăcere. Și ție din spatele ecranului îți mulțumesc dacă ne-ai urmărit până în momentul ăsta. Dacă ți-a plăcut acest episod și dacă ai învățat ceva din discuția mea cu Lidia, trimite unui prieten, iar dacă ești nou pe canal, abonează-te și apasă pe clopoțel pentru a fi la curent cu ultimele videoclipuri. Ciao!